Bun, haideți mai este că tot vorbeam de soluții. Intrăm în zona aia. Puteri nebănuite, am spus noi. Horoscopul alchimistului. Știi, multe sute de ani încercau totul să-l transforme în aur. Și mulți poate au citit alchimistul, poate nu l-au citit. Dacă nu era alchimie, însemna că exista o persoană deșteaptă, pregătită, care încerca prin tot felul de tertipuri să depisteze acel metal prețios sau să transforme fierul, cuflul. Da, un metal obișnuit în unul prețios. Unul prețios. Și aurul era prioritar. Ei, cam așa suntem și noi. Fiecare om, prin datele lui de naștere, este posesorul unui tip de metal. Că e prețios, că e semi-prețios, că e foarte prețios. Dar fiecare cu norocul lui la naștere. Și ca să depistăm noi numărul alchimic, când intrăm în alchimie, acum vorbim de zona aia mai periculoasă a tenebrelor. Periculoasă în sensul că dacă o cunoști, e foarte bine pentru tine. Știi cine ești? Dacă și nu... ajungi la ce a spus Lidia în prima parte, să-ți controlezi și niște furii și niște nereușite, niște lucruri care, practic descoperindu-le și stăpânindu-le, tu nu faci altceva decât să-ți menții o stare de sănătate bună. Că asta e pentru sănătatea ta. Nu faci e pentru tine. Nu faci pentru altcineva. Ceilalți vin în plan. Ea ne-a învățat, iubiți-vă pe voi, că pe ceilalți aveți timp să iubiți după aceea. Eh, hai să iubim și noi pe cei care vor să vadă ce metal îi dirigează, îi protejează și sub ce formă se află. Și pentru asta ce facem? Luăm ziua, luna și anul naștere și adunăm cifră cu cifră. Exact cum adunați pentru destin. Da? Și vedeți, am adunat ziua cu luna cu anul și am obținut două cifre. Le mai adunăm încă o dată să rămână una singură. Dacă din adunare am găsit 19, adunăm 1 cu 9, 10. Da? Și e 1. Dar dacă adunând cifrele voastre de naștere și ajungeți la un număr care se termină cu 0, adică un 20, un 30, un 40, 50, 60, până la 90, nu mai adunați încă o dată. Numărul vostru alchimic e 0 ăla din coadă. Bun, reținem acest lucru. Deci, ca să-l vedeți, toate numerele care se termină în 0, care se termină în 0, rămân... nu se mai adună încă o dată. Adică zici 4 plus 0 e 4. Cum e la cifra de destin. Da. Că dacă ai cifra de destin 22, 11-22 lei cifre de bază, care sunt cifre maestre, numere maestre, și nu le mai transformi. Dar și pe astea de multe ori le mai aduni, ca să vezi și partea de jos, nu mai vârful icebergului, mai vezi și rădăcina, că mai ai și negativități acolo, nu mai lucruri fantastic de bune. Și astea se întâmplă, uite, vă dau un exemplu, 31 aprilie 1998, adunat, dau 32. 3 plus 2 a dat 5. Dar avem povestea cu 0 la coadă. 3 aprilie 1999. E orice asemănare din expresia, adică din ce vorbim noi, cu cei de acasă, nu e decât pur întâmplătoare. Ca să rezolvăm numerologic, matematic. Și adunat 3 plus 9 plus 1 plus 9 plus 9 plus 9 dă 40. Ei, vom fi tentați să zicem e 4, numărul meu alchimic, dar nu e 4, e 0. Și o să aștepte după 9 să vină 0, ca să le explicăm. Iar pentru început o să luăm caracteristicile alchimiste ale numărului alchimic 1, care reprezintă argintul, e simbolul argintului, semnul argintului. Deci, cei care au ajuns prin adunare și au descoperit ca un numărul 1, înseamnă că sunt patronați de acest metal. Și spune că persoanele respective sunt maleabili precum argintul, dar totodată prea puțin influențați de mediu. Deci, ei au drumul lor, nu se abat. Nu vine nimeni din exterior să-l influențeze. Au stabilitate emoțională puternică, sunt impunători și au calități de lider. Se lasă greu convinși și uneori pot fi considerați
chiar încăpățânați, adică mă recunosc. Eu am unul, da? Și într-adevăr îmi place argintul. Acum răspund și celor care m-au întrebat de ce port eu numai inele de argint. Uite, întâmplător că am numărul 1. Da? Și acum am mai descoperit un secret, ce l-ați aflat și dumneavoastră. Sunteți mânați de un puternic sentiment al libertății, da? Dar totodată îți onorezi cu promptitudine toate responsabilitățile și promisiunile făcute, dacă ai unul. Persoana atrăgătoare, șarmantă, cuceritoare, ieșind ușor în evidență oriunde s-ar afla. Numai în fața poliției să nu ieși în evidență, că ăștia te amendează. Așa că fiți... Da, cu minți. Voi. Nu, că și unul la volan cam așa se comportă. Mai agresiv câteodată. Unul se integrează cu dificultate într-un program strict, da? Sau supus rutinei. Pentru că greu face față rutinei. El e omul liber care trebuie să rezolve altceva. E în general o persoană care iubește spontaneitatea și imprevizibilul. De asemenea, iubește mișcarea, sportul, călătoresc de câte ori au ocazia pe care o găsesc și făcând treaba asta, nu fac altceva decât să se manifeste așa cum simt ei, că e cel mai bine. Da? Și dacă unul este atât de puternic, bănuiți voi cam cum s-ar comporta numărul 2? Ați bănuit după un metal prețios ce ar veni? Haideți să vedem. Și o să vă arăt eu acum ce vine, că vine 2-ul, iar 2-ul ăsta este simbolul fierului. Deci numărul alchimic 2 are semnul fierului. Fierul, n-am zis oțelul, da? Persoanele cu energia fierului sunt atât de sensibile și empatice, dar în contrar, pe atât de puternice și de dârze. Sunt persoane optimiste, reușesc să meargă mai departe peste toate greutățile vieții, făcând în general cele mai bune alegeri, chiar dacă acestea sunt de multe ori destul de greu de făcut pentru persoanele astea. Adică fac alegeri, stau foarte mult, precumpănesc când fac, mai ales o alegere din asta de viață lungă, de durată. De căsătorie. Până nu analizează 200 de ori, dar alege o dată pentru toată viața. Nu mai face imprudențe. În ciuda imaginii drepte și hotărâte pe care o afișează, în sinea lor își duc suferința în tăcere de multe ori, fiind persoane sensibile, dar empatice. Se bucură de prietenii adevărate, ei înșiși fiind niște oameni sinceri și binevoitori. Nu au obiceiul să judece greșelile celorlalți și nu poartă pică, reușind de multe ori să ierte cu ușurință, deși, atenție, nu uită. Te-a iertat, dar nu te-a uitat ce ai făcut. Te ține minte. Și când te prinde, ți-o pune pe tapet imediat. De asemenea, persoanele cu doi sunt foarte talentate, un gen de artiști, prezentând în special talente care implică tot ce înseamnă îndemânare, manualitatea, sculptori, pictori, artiști plastici, dansatori, mă rog, coafori, domeniul artistic, da? Manicuriste, că ne ducem și în zona asta a frumuseții de zi cu zi, că nu toată lumea astăzi să sculpteze sau ia cartoful și până să-l pună în tigaie să-l prăjească, să apucă și face, că s-a certat cu soțul și face portretul și pe urmă, pac, pac, acum l-a prăjit. S-a descărcat de energia negativă, care spune Lidia. Hai să vedem alchimistul cu numărul chimic 3. Ăsta e semnul Mercurului. Mercur, da? Energie debordantă, imaginație fără grație, persoane care se adaptează deosebit de ușor absolut tuturor schimbărilor. Sunt în plus niște persoane care trec cu mare ușurință peste greutățile vieții, fără să se lase prea mult afectate. Pentru că ei sunt acei care vorbeam noi la N emisiuni, treiul ăla care e flower power. Da? El aduce bună dispoziție, ți-o împrăștie și el o supărare. S-a întâmplat. Hai, lasă, n-o băga în seamă, știi? În general, se pun la adăpost de toate aceste greutăți ale vieții, cu un zâmbet pe față, elimină ușor energiile negative, așa cum ați văzut voi dacă ați spart un termometru cu mercur, cum alunecă de repede mercur. Cam așa sunt și ei, da? Foarte optimist,
călătoresc mult, au prieteni în toată lumea, acolo unde nu te aștepți găsești că el are un prieten, dar au și abilități excelente de comunicare, sunt foarte buni comunicatori, cu tendințele în tot ceea ce este nou, modern și mondan. Deci se bagă și în zona aceea. Ei, hai să mergem la un număr mai auster, un metal mai, așa, mai cu tablă zincată. Zincul, numărul 4, alchimic. Cei născuți sub influența zincului sunt persoane stabile, conservatoare, sincere și altruiste. Pe ei te poți baza și pe prietenirea lor toată viața. Amabili și joviali, atenți la detalii, dar și la nevoile celorlalți. Sunt oameni altruiști și generoși, dar trebuie să aibă grijă să nu se lase păcăliți de cei ce doresc să profite de pe urma lor. În familie de obicei sunt foarte devotați, loiali și adesea sunt stâlpul de susținere al responsabilităților de orice fel. Ei, am văzut și numărul 4, să luăm un număr mai zornăitor, așa, mai zgomotos. Da, 5. Păi, tabla. Dacă bați cu ceva metalic într-o tablă, ai văzut ce zgomot faci? Dar poți să o și malezi. Numărul alchimic 5. Semnul tablei sau semnul tablei. Tablă. E și ea tot metal. Dar tabla poate să fie de orice. Din orice metal. Asta e curios. Da? Foarte sociabil, generoși, ambițioși, totodată nativi familiști, totodată muncitori, totodată ambițioși. Deci ăștia le iau pe toate. M-au luat mai mult decât ceilalți până acum, până la 4. Plin de energie și au noroc în afaceri. Bune afaceriști. Câștigurile vin la ei cu ușurință. De ce? Pentru că au o stare de pozitivitate ieșită din comun. Datorită ambiției puternice pe care au, reușesc cam tot ce își propun în viață. Bun. Sunt norocoși și soarți. Am spus mai 5. Simbolistica omului, mâna, da? Vor avea multe relații, cunoștințe de care se pot folosi în ascensiunea lor, dar la rândul lor și ei vor ajuta pe alții. Deci nu sunt niște profitori. Egoiști. Nu sunt egoiști. În plus de asta, tind să fie persoane directe. Asta ce are de spus să spune. Te-a deranjat? Bun, e treaba ta, nu? El n-are treabă. Dar exprimarea sinceră și fără perdea uneori îl poate răni pe celălalt. Deci, atenție un pic la modul de formulare, modul de adresare, pentru că, știi, mama spunea, dacă nu știi să vorbești, găurești. Vorba poate să fie un pumnal mai dur decât orice metal. Dacă învață arta diplomației și blândețea în reacții, succesul lor în viață va fi precum o săgeată către cer. Liber și fără opreliști. Hai să mergem la numărul alchimistul 6. Ăsta e simbolul plumbului. Oameni grei, tari. Oameni duri, da? Aceste persoane sunt foarte loiale, sincere, statornice, cărora schimbările le aduc în general un disconfort. Deci mai greu percepei schimbările nou, tot ce vin peste ei. Conservatori. Mai conservatori, mai plați, da? Persoane care au tabieturi, au credințele lor, un anumit stil de viață pe care tind să-l urmeze cu strictețe. În momentul când vrei să-i strici feng shui-ul, deci, l-ai terminat tot. Iubesc rutina. Devine introvertit, timid, tăcut și sensibil, dar nu tolerează nici nedreptatea, nici minciuna și nici trădarea. Nu iartă ușor și de multe ori preferă să rupă o prietenie dacă el consideră că celălalt a greșit față de el. Adică, cu alte cuvinte, n-are acea diplomație care ar trebui să o aibă și poate foarte ușor să se debaraseze de o prietenie. Ulterior, poate să vină cu regrete, pentru că acționează exact contrar unor principii pe care el le dezvoltă. Nu îi sperie singurătatea, pot fi de multe ori persoane deosebit de creative, artiști, dar care lucrează mai bine singur decât în echipă. Așadar, pot fi scriitori, arheologi, cercetători sau chiar pur și simplu artiști. Hai să vedem numărul alchimic 7, semnul platinei. Deja am ajuns la un metal superior. Sunt foarte selectivi,
în ceea ce privește prietenii și familia pe care și-o formează. Iar acesta se întâmplă pentru că, deși par sociabili și au multe cunoștințe, totuși se deschid extraordinar de greu și foarte puțin sunt cei cu care ei rezonează. Deci așa cum platina e un metal mai dur, cam așa se comportă și omul care are acest simbol asupra datelor lui. E posibil să-și întemeieze mai târziu o familie, fiind întotdeauna foarte selectiv, dar puținii prieteni pe care îi iau, le sunt cu adevărat prieteni. Deci sunt tipul de oameni care au prieteni puțini. Puțini și de calitate. Zice, câți prieteni ai? Am unul. Și? Înainte cât aveai? Mai puțin cu unul. Deci, e suficient dacă are unul, dar ala să fie de bază. Uneori pot părea foarte distanți, dar acesta se întâmplă pentru că își dezvăluie greu personalitatea. Nu deschid cutia sufletului să fie văzuți. Sunt persoane foarte norocoase, în schimb, și hotărâte, astfel că, în general, ajung să facă în viață numai ceea ce le place cu adevărat. Deci nu au țeluri mult mai înalte, da, trenduri ridicate. Își construiesc o viață după sufletul lor, trăind la cote maxime și profitând de toate oportunitățile evite. Sunt persoane care pot avea mare succes în afaceri datorită spiritului lor foarte organizat. Văzutați, doamnă, ce lucruri interesante. Frumos. Ei, hai să vedem acum alchimistul cu numărul 8. 8 avem. Mamă, ăsta e și mai strălucitor, e nichel. Deci un element de aliere. Hai să vedem, că eu știu ce face nichelul, cromul, vin și se combină și îți dau țevile alea de inox de la scara unde stai tu la vilă și e frumos și nu ruginește, da? Persoane învăluite de o aură aparte, persoane luminoase care se fac ușor remarcate oriunde s-ar afla, fir muncitoare, devotate, creative și optimiste. De aceea vor avea succes în muncă și în afaceri, dar și în relațiile cu ceilalți. Pot avea o viață plină de aventuri pentru că ei nu se tem de nou. Chiar sunt deschiși, de multe ori îl provoacă. Chiar am putea spune că au așa o dorință de aventură și de că îi mistuie curiozitatea. Ei trebuie să știe, să afle, să cunoască. Și până nu se bagă în focul respectiv, nu poate să afle. Așa că tot ce îi determină este să încerce tot timpul altceva. Se adaptează cu ușurință în fața provocărilor vieții și știu să aleagă rapid tot ce este mai bun pentru ei. Deci ăștia, apară de faptul că sunt și oportuniști și oameni cu un nivel mult mai ridicat, se mișcă și foarte repede. Adică nu vreau mâine, el vreau acum. A pus mâna, asta e al meu, numai că-ți place ție, l-am luat eu. Și mergem acum la numărul alchimic 9, care este semnul aurului. 2 minute mai avem până la pauză. Mai. 2 minute, hai să vedem cu asta. Oamenii cu nou iubesc luxul, înconjurați de artă, întotdeauna norocoși în ceea ce privește planul financiar, reușesc cu multă ușurință atât în afaceri cât și în relațiile cu ceilalți. Sunt cuceritori, luminoși, șarmanți, se fac întotdeauna cunoscuți, se adaptează cu ușurință în orice mediu. Persoane extrovertite, vesele și optimiste, generoase, care pot și știu să cultive relații de lungă durată, devenind astfel pentru cei din jur prieteni pe care te poți baza toată viața. Ambițioși și motivați însă pot avea tendința de a exagera cu cheltuielile. Și ultima, care este cea mai simpatică, semnul cuprului, adică 0. Asta. Cei care au terminat 30, 40, 50, așa cum v-am spus. Deosebit de empatici, generoși, joviali, devotați unui bine comun. Da? Atenți la nevoile celorlalți. Sar în ajutorul neajutoraților. Altruiști până peste măsură. Nu dau înapoi când vine vorba să ajute pe cineva. Dar în spatele sensibilității lor sunt totuși persoane cu caracter puternic, care întotdeauna se țin de cuvânt și sunt dispuși să accepte sacrificiu atunci când consideră că situația o cere. Sunt persoane devotate și loiale, dar uneori pot deveni răzbunători.
Știți cum se zice? S-au bătut, s-au certat pentru niște aur. Păi, prestemul aurului. Nu vă jucați cu el. Preferați să-l dați decât să vă taie. Așa că... Foarte... Mai bine dați-l decât să vă-l pure. Foarte asta interesant e. Acest horoscop, puterile nebănuite, influența metalelor în viața noastră. Luăm o scurtă pauză.